Răzvan, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Astăzi a bătut pasul pe loc, să spunem așa, ancheta. Nu l-au scos pe Gheorghe Dincă din arestul central. A rămas acolo, erau informații că vor veni cu el la DICOT pentru audieri și că de două ori va fi scos de acolo. Ei bine, nu s-a întâmplat așa, a rămas toată ziua la arest. Mâine, surse judiciare vin și afirmă că se va pleca cu Gheorghe Dincă spre o instituție. La fel se va întâmpla toată săptămâna, vor merge și către detectorul cu minciuni și de asemenea către acea expertiză pentru a vedea dacă a avut, are, nu are discernământ. Și tot săptămâna asta sunt surse care afirmă că va merge de două ori la DICOT pentru a fi audiat Gheorghe Dincă în acest dosar. Dar am văzut astăzi că te-am auzit, Răzvan, în ce stadiu suntem cu ancheta. Păi aproape de final această anchetă, pentru că iată, avem confirmare de la DICOT, 99,93% sunt acele fragmente osoase aparțin Alexandrei și cu siguranță că speța cu ea va fi disjunsă, va fi trimisă în judecată pentru Alexandra și rămâne de văzut, rămâne pe cercetări acest dosar în continuare în ceea ce privește pe Luisa Melencu. Da, e foarte interesant pentru că noi ne așteptam să existe și cercetări cu privire, sigur, ele există cumva, dar suntem curioși așa cum se vor desfășura cu privire la cloaca de acolo, ca să spun așa.